pentru că la Viena trăiește o strănepoată a poetului George Coșbuc, să aducem scrisori inedite, deci originale Coșbuc, și să aducem fotografii originale Coșbuc. Ce vedem noi la muzeul Coșbuc sunt copii. Deci noi avem fotografii originale. De pildă e acea fotografie unde e familia Coșbuc, George, Elena și Alexandru. Originalul este la noi. Sunt multe documente. Nicolae Manolescu, știți că a scris, voi jurnaliști ați vorbit mereu foarte frumos despre această investiție și vă mulțumesc și acum foarte mult. Avem, deci, arhiva Nicolae Manolescu este toată aici. Vreau să vă spun că avem autografe Martin Heidegger, nu? Cel mai mare filozof al secolului 20, autografe către Nicolae Manolescu. Mihai Zamfir, documente Mihai Zamfir, o corespondență extraordinară, Ioan Oarcăsu. Ioan Oarcăsu, care a fost redactor la Tribuna și este original de aici, de la noi, de pe Bârgău. Șerban Cioculescu, n-am visat niciodată că o să pot să aduc corespondență, manuscrise, Șerban Cioculescu. Așa cum spunea domnul președinte, lumea a aflat ce vrem să facem aici. Și acum sunt sunat și foarte mulți scriitori români, foarte mulți intelectuali vor ca bibliotecile lor să ajungă aici. Aici, biblioteca Ion Horia, e o parte, cum spuneam, din biblioteca Șerban Cioculescu, biblioteca Ion Oarcăsu. Deci va fi o instituție care, să spunem așa, în care tot ce expunem noi se va putea vizita și în același timp se va putea cerceta. Avem două săli de lectură, deci săli de cercetare. Casa Colecțiilor și a Documentelor de Patrimoniu va fi, sunt sigur, nu numai un punct de cercetare, dar va fi în același timp și un punct, cred eu, sper acest lucru, turistic foarte important.